este stadiul lucrărilor la vechiul sediu al prefecturii? La vechiul sediu al prefecturii, construcția a fost începută în anul 2007. S-a început această construcție cu un proiect făcut de Proiect Construct București. Firma care a câștigat licitația, firma de construcții care a câștigat licitația este Express Construct ANK, iar dirigenția de șantier a obținut-o Edil Smart. Acum, din 2007 s-au început aceste lucrări. La un moment dat, în cursul anului 2008, s-a considerat că este necesar să se modifice soluția inițială, proiectul inițial. De ce? Pentru că, așa cum știți, este o clădire monument și atunci trebuie respectate anumite prevederi legate de structura veche a sediului. Și s-au înlocuit părțile de lemn, de exemplu, un anume soi de lemn care să corespundă cu ceea ce a fost înainte. De asemenea, s-au recompartimentat birourile pe etaje, după care din 2008 încolo au început o serie de procese între prefectură și constructorul respectiv. Aceste procese au avut la bază sume de bani pe care constructorul le-a solicitat prefecturii și pe care prefectura a considerat că nu este îndreptățită să le dea. De ce? Pentru că în urma schimbării proiectului inițial trebuia să se facă o renegociere a materialelor și a plusului de construcții adus, se venea din nou cu o ofertă nouă pe noua soluție, erau toate acestea aprobate și de-abia după aceea se aproba devizul final. Constructorii nu au venit cu aceste oferte, ci au considerat că este suficient să construiască, ei au construit în continuare, după care au venit cu facturile și au zis dați-ne banii, că noi am pus lemn de ăsta că așa am vrut noi și ce au mai pus ei acolo, material de ăsta că așa am vrut noi și așa mai departe. Și atunci lucrarea din acel moment s-a oprit și au început aceste procese. Acum, la stadiul de fond, procesul a fost soluționat și Tribunalul Giurgiu a considerat că au dreptate constructorii și că trebuie să le dăm toți banii. Noi nu ne-am oprit aici, am făcut apel, vom merge la Curtea de Apel București cu apelul și mai departe și cu recursul, dacă nu vom câștiga nici în apel, pentru că s-au încălcat niște prevederi legale și pentru că nu au fost respectate chiar anumite materiale și soiuri de materiale care trebuiau folosite acolo. Deci au folosit material foarte scump. Oricum, eu m-am interesat și am luat anumite oferte de materiale pe care ei le-au folosit în perioada respectivă, ori prețurile sunt umflate, deci chiar la prețul pieței erau mult mai puține atunci. Deci eu cred că deja am niște argumente în plus acum la apel cu care să pot să micșorez această sumă de bani. Categoric că ei vor primi o sumă de bani pentru lucrarea pe care au făcut-o, dar o sumă de bani rezonabilă, în limitele rezonabilului a ceea ce au lucrat. Stadiul lucrărilor este cam la 80%, revenind la întrebarea inițială, 80% din lucrare, adică s-au făcut lucrările de fundație până acum și de consolidare. Urmează lucrările de amenajare interioară, deci finisajele, în general, care... A fost cineva din prefectură care să țină o evidență la ce face această firmă, ce materiale a băgat, i-a ținut cineva sub control? Asta nu era datoria prefecturii direct, ci prin dirigintele de șantier. Deci dirigintele de șantier trebuia să facă toate aceste controale și să dea bun de lucru. Deci fără bunul de lucru al dirigintelui de șantier, ei nu trebuiau să lucreze. De aceea, în procesele pe care le avem, este inclus și dirigintele de șantier. Mai mult decât atât, dirigintelui de șantier i s-a intentat și proces penal, pentru că nu și-a făcut treaba la momentul respectiv. Oricum, ce pot să vă spun este că venind aici eu am început să mă interesez de fiecare din cele trei firme cu care prefectura a lucrat. După ce am luat date despre fiecare, am avut o întâlnire cu toți trei și cu proiectantul și cu constructorul și cu dirigintele de șantier. I-am întrebat pe fiecare dintre ei ce pretenții au. Pot să vă spun că la întâlnirea respectivă niciunul dintre ei, deși toți erau angajații noștri prin contract, nu m-au întrebat, dar dumneavoastră ce pretenții aveți de la noi?
Deci doar eu i-am întrebat ce pretenții au, mi le-am notat, iar după aceea, în funcție de pretențiile mele și de pașii următori, vom vedea cu care dintre ei vom continua activitatea și cu care nu. Oricum, ca o impresie a discuției de atunci, pot să vă spun că firma Proiect București mi s-a părut chiar o firmă foarte serioasă și care face o treabă foarte bună și ia în serios atribuțiile pe care le are și care m-au ajutat foarte mult. Ați încercat să vă interesați înainte să începeți lucrările cu firma respectivă de la vechiul sediu, dacă într-adevăr până la dumneavoastră și-a respectat și alte contracte? Dacă și alții înainte au avut probleme cu ei? Da, că v-am spus că m-am interesat de fiecare dintre ei, sigur că și alții au avut probleme cu ei. Mai mult decât atât, pot să vă spun că Express Constructul este în procedură de insolvență acum, este în reorganizare. Problema e că nu pot renunța foarte ușor la contractul pe care îl am cu constructorul. Pe de o parte, pentru că administratorul judiciar care se ocupă acum de firmă mi-a spus că are resursele și umane și materiale necesare finalizării construcției, iar pe de altă parte, într-unul dintre procesele pe care Express Constructul le-a câștigat, prin hotărâre judecătorească suntem obligați să continuăm cu ei. Drept pentru care, la acest moment, noi suntem obligați să continuăm cu ei. Dar, pentru a continua, trebuie să reluăm puțin lucrurile. Adică, deja, certificatul de urbanism, autorizația de construcție nu mai sunt valabile, trebuie să scoatem altele noi, să ne luăm din nou toate avizele, iar după aceea, înainte de a începe efectiv lucrarea acolo, va trebui ca proiectanții care țin neapărat la acest lucru, v-am spus că sunt profesioniști și chiar vor să știe cum stăm, să facă o expertiză a stadiului actual. Deci vor să vadă dacă într-adevăr s-au respectat, dacă lucrările de consolidare sunt bine făcute, pentru că la un moment dat mi-au spus nu vrem să vă mutați acolo și peste două săptămâni vă cade tavanul în cap sau ceva de genul ăsta. Deci vor să facă o expertiză la sânge în care să se vadă clar ce materiale au fost folosite și fierul care a fost băgat și cimentul și absolut toate materialele care au fost băgate până acum acolo. Iar după aceea vom vedea fix restul de construit, deci ce a mai rămas, restul de lucrare și cu costurile respective. Iar se va încheia categoric un act adițional pe restul de lucrări și atunci vom negocia cu fiecare dintre cele trei părți implicate și vom vedea dacă vom continua cu fiecare dintre ei. Și iarăși ce aș vrea să subliniez și ce mi s-a părut mie curios, nu ca o vină, dar totuși prefecții dinaintea mea mi se pare că și-au asumat o răspundere foarte mare în clipa în care s-au apucat de lucru, au încheiat aceste contracte fără să aibă un consultant. În prefectură nu avem niciun inginer constructor, nici de instalații, nici de niciun fel, deci nu avem specialiști în aceste domenii. Și atunci, categoric, trebuia să se ia un consultant în construcții, bineînțeles, și care să spună dacă e bine, dacă nu e bine și care să-i coordoneze în toate cele. Lucru pe care eu l-am făcut acum și chiar am o legătură foarte strânsă și foarte bună cu consultantul pe care îl avem și cu firma de proiectanți, v-am spus. Având în vedere că mai au 20% din lucrare determinat termenul de valabilitate, ca să-i spun așa, îl dați dumneavoastră sau tot ei și la sumă? Cum au dat prima oară, că au din 2007 până în 2009, termenul de executare a lucrării, îl dați dumneavoastră sau îl dau tot ei? Nu și l-au dat ei. Termenul de finalizare a lucrărilor este prevăzut în contract. Se dă prin contract și atunci, așa cum v-am spus, pentru restul de lucrări se va face un act adițional la contractul inițial, în care categoric va fi un termen de finalizare a lucrărilor respective. Și dacă înaintașii mei nu au perceput penalități de întârziere, pentru că sunt destule din 2009 și până acum, oricum am de gând să fac ceva și pe această temă, nu voi lăsa lucrurile așa. Sigur că acum chiar se va întâmpla, deci dacă nu se vor ține de termenele respective, chiar voi percepe penalitățile de întârziere așa cum sunt ele prevăzute de lege. Deci nici nu vreau să jegmănesc pe cineva, dar nici să nu lucreze și să nu li se întâmple nimic, pentru că nu este normal. Cum s-a terminat anul 2012 pentru Prefectura Giurgiu?
Pentru Prefectura Giurgiu, 2012 a fost un an greu. Eu zic că s-a terminat bine. Cel puțin de când sunt eu prefect, activitatea principală pe care am avut-o au fost alegerile, referendumul și din nou alegeri, în care noi am fost organizatorii și am avut foarte mult de lucru. Oricum, acestea s-au terminat bine toate, deci nu am făcut nicio greșeală la niciuna dintre cele trei runde de alegeri. A fost într-adevăr foarte mult de muncă, dar ne-am descurcat foarte bine, am colaborat foarte bine și cu birourile electorale de circunscripție la fiecare dintre cele trei runde. Colegii mei au răspuns prompt la toate chemările și chiar i-am felicitat pentru acest lucru. De asemenea, am mai făcut și câteva lucruri în plus, care nu se făcuseră până acum în prefectură, care au fost puțin privite așa, mai circumspect la început, dar care în clipa în care am început să le punem în practică au dat rezultate și au văzut că este bine și atunci chiar le voi continua și în acest an. E vorba de activitățile de prevenție pe care le-am făcut pe mai multe linii. Pe de o parte am mers în școli pentru prevenția școlarilor începând de la licee, școli generale, deci toți elevii. Prevenția a fost făcută în colaborare de poliție, jandarmerie și ISU, pe fiecare pe linia lui de activitate, deci copiii să știe ce înseamnă violență, cum se pot apăra de această violență, să înțeleagă că poliția de fapt are rolul de a-i apăra pe ei, la fel ca și jandarmeria, dar și de a-i pedepsi atunci când greșesc. Se pare că au fost niște acțiuni care au fost primite foarte bine. Acțiunile n-au fost făcute numai către elevi, pentru că la întâlnirile respective am ținut neapărat să participe și profesorii din școli și părinții elevilor. Cel puțin am spus comitetele de părinți din fiecare școală să fie prezenți la aceste întâlniri, lucru care s-a întâmplat în fiecare școală. De asemenea, am făcut acțiuni de prevenție pe legislație cu deconcentratele care au atribuții de control și care sunt subordonate prefecturii la acest moment, fiecare dintre ei să-și prezinte prevederile legale pe care le aplică și ce anume trebuie să știe fiecare patron de societate comercială, mai mare sau mai mică, nu contează, să știe foarte exact care sunt prevederile legale pe care trebuie să le respecte pentru a nu lua amenziile respective. Iar după aceea, dacă și după toată școlarizarea aceasta nu le respectă, categoric vor fi amendate. Noi am prezentat anumite planuri, proiecte care pot fi accesate, atât cele românești cu IMM-urile, cât și cele cu fonduri europene care vor mai veni. Au fost acțiuni pe agricultură în care iarăși li s-a explicat oamenilor, deci cu toți cei implicați, cu direcția agricolă, cu cei de la semințe, cu doamna Miron și cu toți ceilalți implicați în agricultură. Li s-a spus oamenilor ce au de făcut, cum pot obține fonduri, cum se pot organiza în ferme mai mici sau mai mari, după cum doresc ei, ce avantaje, ce dezavantaje prezintă fiecare. Oricum am de gând să continui această apropiere a prefecturii împreună cu toate subordonatele prefecturii, fie că sunt direcții de concentrate, fie că sunt unități ale Ministerului de Interne, o apropiere de oameni, o deplasare în continuare în județ. M-am oprit acum pe perioada de iarnă, nu-s binevenite, oricum e frig, oamenii vin în număr mai mic, drumurile sunt cum sunt și oricum activitatea noastră de acum nu ne permite, da, niciunuia dintre noi să le continuăm. Dar în primăvară le vom relua pe toate. Ce proiecte aveți pentru 2013? În general, Prefectura Giurgiu. Proiectul principal pentru 2013 și cel mai mare este finalizarea imobilului de care am vorbit, al prefecturii. De altfel, trebuie să vă spun că domnul ministru secretar de stat Kipper, care este în relația cu prefecturile, a venit la Giurgiu, a văzut imobilul, i-a plăcut foarte mult și
m-a asigurat de întreaga dumnealui susținere pentru obținere de finanțare, pentru că asta va fi cel mai greu. Asta va fi cel mai greu. Dacă cu restul ne vom descurca într-un fel sau altul, cu contractele, cu oamenii, eu cred că știu să fiu un destul de bun diplomat și mă voi înțelege categoric cu fiecare dintre ei să putem continua. Va fi problema de obținere de finanțare, dar sper că voi obține acești bani, chiar dacă nu toți odată, măcar la rectificativ o parte, la bugetul inițial o parte și tot așa. Oricum, noi am cerut prin buget suma de bani necesară finalizării, dar vom vedea cât vom obține din ea, după aceea vom mai merge. M-am obișnuit, am învățat să cer, pentru că altfel nu se poate aici. Pe cât mergând cu mâna întinsă, nu poți să faci treaba altfel. Deci ăsta ar fi principalul proiect și cel mai important. După care vreau să continui acțiunile de care v-am vorbit, de deplasare. Voi urmări toate proiectele care vor apărea și care vor putea fi accesate și categoric, împreună cu colegii mei, vom merge către persoanele interesate pentru a putea accesa cât mai multe fonduri. Deci voi încerca, în general, ca pe 2013, să mă ocup mai mult de dezvoltarea acestui județ. Având în vedere că pe data de 18 ianuarie meteorologii ne anunță că se întorc ninsorile, ce ați pregătit? Cum pregătiți județul Giurgiu pentru valul de ninsori? Valul de ninsori, când va veni aici, ne va găsi, așa cum ne-au găsit și celelalte. Oricum, relația pe care o am acum, atât cu firmele de dezăpăzire, cât și cu colegii mei de la poliție și de la ISU și de la jandarmi care se ocupă, sunt foarte bune. Știm fiecare dintre noi ce avem de făcut. Proba de foc a fost la început cu primele, semne ale iernii, care nu au fost foarte puternice, dar nici foarte ușoare. Oricum, am avut viscolul acela care a fost destul de puternic și am văzut că ne-am descurcat. Drept pentru care, sincer, nu mai privesc cu atâta teamă viitorul. Știu că toți sunt pregătiți. Eu în permanență port legătura cu ei, atât cu firmele de dezăpezire. De fiecare dată îi întreb cât mai au, ce stoc de antiderapant au, dacă li s-au stricat, dacă nu li s-au stricat mașinile, dacă este nevoie să vorbesc eu mai departe, eu știu, la un secretar de stat de la Ministerul Transporturilor sau unde au nevoie, lucru pe care îl fac ori de câte ori este nevoie. De asemenea, relația pe care am stabilit-o cu partea bulgară a funcționat foarte bine. Deci am comunicat foarte bine cu ei, drept pentru care nici aici nu am o teamă cu podul, cu blocarea, pentru că nu s-a întâmplat și nu cred că o să se întâmple nici acum. Și ei ne anunță pe noi cu tot ceea ce fac și noi la rândul nostru, la fel prin vocea unică pe care am stabilit-o între noi și ei. Așa încât asta e, iar nu trebuie să ne așteptăm la toate.